Șeful Direcției Prognoze Meteo, Ghenadi Ierușca, explică că în ultimii ani a devenit deja o normă ca în fiecare anotimp să avem perioade în care vremea se încălzește. Așa se face că în ultimii ani, iarna, în luna februarie, în loc de viscol și ger, avem parte de soare și vreme caldă. Dacă vorbim de temperaturile de cel de ieri și de astăzi, ele sunt primăveratice. Teritoriul nostru se află într-un sector de aer cald și respectiv masele de aer vin din sud-vest și din acest motiv, din Marea Mediterană, tot timpul vine, adică masele acestea calde. Și respectiv la noi temperaturile urcă până la 13-14 grade Celsius. Ghenadi Ierușca explică că acestea nu sunt cele mai ridicate temperaturi din luna februarie. În anul 2020 și până la 18 grade Celsius în aceeași perioadă, da. Și dacă vorbim și 2021, la noi a fost până la 16 grade Celsius, deci practic este ceva, dăm un firesc pentru această perioadă să avem valori termice mai ridicate. Vremea caldă, la fel cum a fost astăzi, se va menține în următoarele 7 zile, cu unele excepții. Temperaturile ridicate, ele se vor menține pe parcursul zilei de astăzi, după care ușor vor scădea și pe timp de zi vom avea între 4 și 9 grade Celsius, dar începând cu data de 16, tendința iarăși va fi în creștere și vom ajunge la aceleși valori termice între 8 și 13 grade Celsius. Totodată, sinopticienii anunță ploi pentru această noapte, dar și pentru zilele de 17 și 18 februarie. Vremea însă va fi caldă. Svetlana Turcu, Dmitrii Pașucov, Accent TV.